O propunere pe care o susțineți voi. O propunere pe care o susține pe USL-ul. Vreau înainte să fac o mențiune. Domnul Anton Hader s-a referit la ea, la acest cumul al salariului cu pensia despre care se vorbește în aceste măsuri pe care guvernul are în plan să le ia. După părerea mea, le ia puțin otova, adică nu se uită exact la toate măsurile astea și la pagubele pe care le pot aduce aceste măsuri. De exemplu, în momentul în care tu, unui profesor care depășește 65 de ani și care în mod normal merge la pensie, nu-i dai voie să mai predea deși nu ai ce profesor să pui în loc, sau unui medic, exact, nu-i mai dai voie să mai profeseze deși nu mai ai voie să, nu mai ai pe cineva să pui în locul lui, e foarte grav. Adică scap de profesorul ăla, dar scap și de educația pe care o poate oferi el și așa mai departe. Mai avem un minut pentru discuție și vă rog să explicăm. Legat de măsurile pe care le propune pe USL-ul, este în primul rând vorba despre schimbarea impozitării. În momentul de față, nu toate companiile plătesc 1% din cifra de afaceri, așa cum cere Uniunea Europeană printr-o directivă. Prin urmare, pe USL-ul susține introducerea în legislația românească și va veni cu o expunere de motive argumentată în Camera Deputaților, expunere realizată de parlamentarii pe USL, pentru ca toate companiile din România și cele mari să plătească 1% din cifra de afaceri. Pentru că în momentul de față, jumătate din companii, companiile de fapt care realizează jumătate din cifra de afaceri din România, plătesc doar 33% din impozitul pe profit. Greul este dus de celelalte companii, de companiile mici care plătesc 66% din profit. Nu mai avem timp să continuăm discuția. Îl externalizează. Dar o continuăm la ora 7.